s-a apărut această idee de a se realiza un documentar despre viața dumneavoastră? Păi da, m-a luat prin surprindere, dar nu mi-am imaginat niciodată că voi avea un film, știi? Și Carla a venit cu ideea, pentru că Carla m-a însoțit de obicei și în călătoriile în străinătate, la Frankfurt, la Viena, prin țară mereu, la diverse întâlniri cu publicul și mai ales la o conferință. Dar niciodată nu s-a pus problema că ea, Carla, îmi va face mie un film. Ea filma secvențe scurte cu scopul de a le prezenta la niște întâlniri cu publicul, nu? Că din astea se organiza. Și când a avut material foarte mult, atunci și-a dat seama că din materialul ăsta poate să iasă un film. Și atunci a început să lucreze pe film, a lucrat fără să mai filmăm singură și a făcut acest film având un talent uluitor de a asambla acele scene total disparate, care nu aveau o idee a unui story, să zicem, sau... Erau scurte întâlniri la mine acasă sau pe unde aveam eu o conferință sau știu eu ce, în care mă filmau, dar cu ce scop nu știu exact. Și până la urmă ea a avut un talent genial că a adunat aceste secvențe și vreau să vă spun că ați văzut cum le-a combinat de bine, încât într-adevăr a ieșit un film închegat care e aproape are storiul lui. Da, e darul cel mai mare care mi-a fost dat vreodată în viață. Fiindcă asta mi-a visat de la 18 ani și am ajuns la 90 să mi se împlinească. E un miracol. Mi s-a împlinit visul de a deveni actriță, în sfârșit. Da, e un miracol. Chiar ce mi se întâmplă un miracol. De când a apărut filmul ăsta, sunt foarte convinsă că Dumnezeu mă iubește. Este o poveste foarte frumoasă în film, toată așa cum curge toată povestea vieții dumneavoastră, cu momente tragice, cu momente comice. Ce ați simțit când ați revăzut filmul? Că știu că l-ați văzut de 8 ori până acum. Vai, nu știu, nu pot să-ți explic exact ce am simțit, dar pot să spun numai atâta, că știu exact. Până astăzi e a 8-a oară că văd filmul. Și vreau să vă spun că e prima dată când n-am plâns. Adică până acum, de 7 ori cât am văzut film, am plâns tot timpul de la începutul la sfârșitul meu cu totul. Știu că ați scris poezii, proză, ați tradus foarte mult. Aveam o curiozitate, v-ați întâlnit vreodată cu un autor pe care l-ați tradus? Herta Müller, de pildă, aproape că am fost prietene. Cu Wichner, care apare în film, am fost prietenă pentru că 3 ani în fir am primit la Kulturhaus Berlin burse. Sigur că da. Pentru că filmul va intra în cinematografe din acest weekend, aveți un mesaj pe care să-l transmite spectatorilor? Da, e un mesaj simplu. Aș vrea să știe că cea mai grozavă bucurie pe care o pot eu trăi ca femeie de 93 de ani este dragostea pe care o resimt în momentul în care apar pe scenă în fața publicului meu, care e în stare o jumătate de oră în fir să nu se oprească din aplauze. Publicul m-a iubit prima dată pentru poezia pe care am scris-o. Eu nu am avut ca poet un succes foarte mare la critica literară din România. În schimb, publicul m-a iubit întotdeauna și mi-a rămas întotdeauna credincios și ca poet.
Și acum, iată, când apar ca actriță, admirația publicului meu depășește orice limite. Vă mulțumesc mult și multă sănătate! Vă mulțumesc, de asta chiar am nevoie. Da, se întâmplă ceva la vârsta pe care o am eu. La vârsta pe care o am eu pot să fiu sănătoasă tu, dar bătrânețea, spune cuvânt. Și bătrânețea nu se poate vindeca, din păcate.